Începând de astăzi, 1 aprilie, angajatorii, dar și cei care obțin venituri din alte tipuri de contracte, a căror activitate a fost afectată de pandemia de coronavirus, pot depune actele pentru decontarea șomajului tehnic. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat că procedura a fost simplificată, dar și care sunt documentele pe care firmele trebuie să le depună online la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă. O cerere o declarație pe proprie răspundere și lista angajaților despre care solicită fondurile guvernamentale, anterior înregistrându-i în revisal ca intrând în șomaș tehnic. Toate documentele se depun online. Cei care lucrează în regim PFA, drepturi de autor sau desfășoară alte tipuri de activități care nu le-au adus un venit constant trebuie să se adreseze agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială. Solicitările pot fi depuse tot online. Ministrul Muncii a menționat că fondurile vor fi asigurate de guvern în termen de 15 zile de la depunerea documentelor. Nu plătesc angajatorii, respectiv nu avansează celelalte categorii aflate în alte forme contractuale, niciun ban angajaților sau colaboratorilor de la dânșii. Guvernul va plăti aceste fonduri din care vor face plățile către angajați. Vor primi fondurile în maxim 15 zile. De îndată ce angajatorul cel care are angajați cu contracte individuale de muncă, primește fondurile guvernamentale, și anume 75% din câștigul salarial al persoanei până la maximum 75% din câștigul salarial mediu brut, va face plata către angajat în termen de 3 zile. Sumele pe care guvernul le-a promis pentru șomaj tehnic sunt însă impozabile. Asta înseamnă că statul va lua înapoi 42% drept contribuții și impozit. Astfel, la o sumă maximă de 4.072 de lei pe lună, titularul va rămâne în mână cu 2.380 de lei. La începutul acestei săptămâni, potrivit datelor Ministerului Muncii, o jumătate de milion de angajați din România au fost trecuți în șomaj tehnic.